Cornel Dinicu, proprietarul fermei dacilor, cercetat în stare de arest pentru distrugere din culpă urmată de un dezastru, a fost audiat ore în șir de procurori. În tot acest timp, unul dintre apărătorii lui a anunțat că nu-l va mai reprezenta după ce ar fi primit mai multe amenințări ca să se retragă din acest dosar. M-am retras din cauza amenințărilor și presiunilor care s-au pus asupra mea. Prin diverse metode, direct, indirect, telefonic. Deci au fost și persoane care au venit față în față cu dumneavoastră, prin asta înțelegem toate formele posibile. Legat de conținut, nu pot să vă spun, trebuie să verificăm. Vă amenința dacă... familia, chiar nu pot să vă spun nimic de conținut. Teodora Păzdrea a urmărit ancheta și vine cu informații suplimentare. Bună seara, Teodora! Bună seara, Diana, bun găsit tuturor. Acesta este cel de-al doilea avocat al lui Cornel Dinicu, care renunță la a-l mai apăra. Asta nu a împiedicat audierea, pentru că patronul fermei dacilor are și alți avocați. El a fost dus în fața procurorilor în jurul orei 11 și a ieșit în urmă cu câteva minute. Dinicu ar încerca să-i convingă pe procuror că o mână criminală ar fi pus focul la pensiunea în care 8 oameni, printre care și copilul său, au murit. Pe de altă parte, tribunalul Prahova trebuia să decidă azi dacă se redeschide cercetarea penală a celor doi ofițeri ISU, suspectați că ar fi închis ochii la neregulile de la ferma dacilor atunci când unitatea a fost controlată de pompieri. Judecătorii au amânat însă pentru a doua oară pronunțarea. Vă reamintesc, până acum în acest dosar au fost arestați preventiv Cornel Dinicu, patronul fermei dacilor, și o funcționară de la Serviciul de Urbanism al Primăriei Gura-Vadului, care s-a ocupat de intrarea în legalitatea complexului turistic construit fără autorizație. Mai sunt arestați la domiciliu doi asociați al lui Dinicu și sunt cercetați sub control judiciar fostul și actualul primar al comunei.